Asta erau ale dumneavoastră toată ziua azi? Deci, ca să înțelegem, să nu fie vreo altă problemă, că iar ne depunem noi în cap. Nu, doamnă, nu avem interes. Așa, ce n-ați înțeles ca să... elevului să nu facă testul, bine să reprogramăm. De dimineață, candidații la proba practică au așteptat mai multe ore pentru a pleca pe traseu în parcarea de la judecătoria Buzău până în jurul prânzului, când li s-a explicat că nu vor putea susține astăzi examenul, ci sâmbăta viitoare, cauza o defecțiune la serverul serviciului Regim Permise de Conducere și Înmatriculare a Vehiculelor Buzău. Zeci de candidați au fost afectați din acest motiv. La 8:30 trebuia să ajungă, din câte am înțeles. Dar, din nefericire, sâmbăta viitoare. Te așteptați de aproape 4 ore. Cam așa ceva. Ce vi s-a spus? Că a avut o problemă, din cauza sistemului și... Am venit ca de obicei prezenți la ora comunicată pentru proba practică la traseu și după un timp ne-am dat seama ce se întârzie și s-a văzut pe grup că sistemul a picat și așteptăm din punct de vedere tehnic, e posibil să întârzie un pic. Și acum ni s-a comunicat că chiar nu s-a rezolvat sistemul și ne reprogramăm și urmează să susținem proba sâmbătă viitoare pe 4. Nu funcționează sistemul și nu se pot... Tu aștepta ceva ore, nu? Păi am așteptat până credeam că se rezolvă sau da, nu s-a putut rezolva. Se dă în altă zi. La fața locului au venit să le dea explicații unul dintre subprefecți și șeful serviciului de permise și înmatriculări. Astăzi la ora 7:30 am fost prezent la serviciu ca în fiecare zi de altfel, trebuie să tipăresc programatoarele aferente candidaților programați astăzi și am constatat că sistemul informatic nu funcționează. Am anunțat șefi, am sunat la firma de mentenanță care ne asigură nouă toate echipamentele de la București. Timp de 1:30, asta au făcut. Au venit și colegii din IPJ de la informatică să ne sprijine. Concluzia finală, serverul central care asigură toate echipamentele, deci toată linia informatică, este defect. Astăzi, acum maxim 1:30, trebuie să vină cineva de la București, reprezentanții firmei CBN, care asigură mentenanța și ai de repeciv, care ne coordonează nouă activitatea, să preia acest echipament, să se vadă ce se poate repara, ce se poate înlocui, iar în cursul zilei de mâine sau poimine cel târziu trebuie să-l aducă înapoi, să refacă toate update-urile și tot ce trebuie făcut ca luni să ne putem desfășura activitatea în condiții normale. S-a stabilit ca sâmbăta viitoare toți candidații care au fost programați astăzi să fie reprogramați la o dată ulterioară, deci sâmbăta viitoare. Câți candidați au fost? 82 erau programați astăzi pentru 7 examinatori, inclusiv pentru mine. De-aia sunt îmbrăcat în uniformă. Da, am venit. Este un serviciu care, prin ordin de prefect, este în atribuțiile mele. Și am vrut să fiu aproape, să am cunoștințe cât mai în detaliu despre acest aspect. Aceeași problemă cu serverul a condus la blocarea activității de la ghișeele de înmatriculări și în acest caz s-au făcut reprogramări.